la Biserica Sfântul Dumitru, în urma unei minuni asupra unei fetițe de anul Suceava, care a fost vindecată și a visat-o pe Maica Domnului, tatăl fiind avocat, a fost la Sfântul Munte Atos, părintele Stareț Efrem, i-a spus în nordul Moldovei nu este nicio reproducere a icoanei Pantanasa, care înseamnă vindecătoare de cancer. Și ne-a trimis un nou la Suceava. Eu vă doresc bisericii dumneavoastră să aveți și acatistul Maicii Domnului Pantanasa și Paraclisul. Mulțumim, sărutăm mâna. Mulțumim.